Laura și Mihai treceau și ei prin runda de dezvăluit secrete. Ai secrete? Gen pe care nu le, să nu le știe nimeni. Unul dintre secrete ar fi... am vorbit cu fata, am fost într-o apropiere, să zic așa, o tentativă de relație. Da. Nu a funcționat și după am vorbit cu sora sa. Dar eu nu știam că e sora sa. Cum adică nu știam? Nu știam. Și când ai aflat? Atunci când mi-a arătat o poză. Sigur. Da. Și am zis, și am zis că vreau să-mi fac o relație serioasă și uite că sunt aici. Păi și nu te teamă că te arunci prea repede? De ce? Că dintr-o relație serioasă ești, te poți căsători dacă îți dorești. Păi și dacă găsesc persoana potrivită și dacă ea reușește să mă schimbe pe mine, adică să mă schimbe, nu sunt neapărat să mă schimbe. Dar nu să trebuie să te schimbe ajute și nu are cum să te să am încredere. Nu, să mă ajute să fie lângă tine. Să mă ajute să am încredere să fac pasul cel mare, știi? Trebuie să... Să-ți ofer încredere. Eu știu cum sunt, eu știu ce pot să ofer și știu. Și da, într-adevăr, oricum mi-e frică de... suferință. Da, și mie. Pe bune. Și nu m-aș juca cu lucrul ăsta, nu m-aș juca să mă căsătoresc cu cineva și să nu am nimic sau să nu vreau nimic. Nu, nu m-aș juca. Nu mi-am bătut niciodată joc de nimeni, de nicio fată, de nimeni și nu neapărat de fete. De nimeni nu mi-am bătut niciodată joc și nu, nici nu vreau să fac. Nici nu mă gândesc și nici nu mi-aș dori. Și știu cum e să suferi, că am suferit și odată. Dar Mihai era dispus să povestească o întâmplare mai nefericită. Am făcut accident în Germania și nu am spus la nimeni. Adică nu am spus... Bine, știa frate meu, cumnată mea și sora mea. Că erau, lucrau acolo cu mine și ei știau. Dar la ai mei nu le-am spus. Lucram foarte mult. Eu lucram foarte mult. Lucram și câte 20 de ore. Și eram pus să dorm puțin într-o după-amiază. Și am dormit un pic și m-am trezit, eram într-adevăr somnoros. Și m-a sunat un prieten de pe lucra pe tractor să-i duc o cafea, că era tot așa, lucra și el foarte mult și era foarte obosit, somn și avea nevoie de o cafea. Era o curbă și de mai de multe ori de când mergeam pe acolo, tăiam, eram obișnuit să tai curba aia, că nu veneau mașini, nu prea veneau mașini acolo. Știi, și o doamnă venea cu un jeep, venea și ne-am băgat unul în altul, ne-am ciocnit. Au sărit airbag-urile, am îndoit destul de tare microbuzul și la ea a sărit airbag-urile. Ea era cu copilul. Laura a trecut și ea printr-o experiență nefastă. Am fost mai multe persoane într-un club și în drum spre casă, un băiat a zis dacă ne întoarcem înapoi. Era mai multe fete, mai mulți băieți. Ne-am întors, doar că ne-am întors cu altă mașină și cu un băiat care nu știam exact dacă are permis, n-are permis. Era și băut. Ok. În fine. Și când ne-am întors, se tot juca cu volanul. Și na, ne-am speriat, știi? Și tot îi ziceam să nu mai treacă de volan, că o să facem accident, că o să intre în gard, că eram pe drum de țară, știi? Ok. Și la un moment dat, nu știu cum a tras de volan și nu și-a mai dat seama și am căzut în, ca un fel de prăpastie într-o stogolit de câteva ori. Da. Era mașina întoarsă invers. Eram cu capul în jos. Doamne. Da, nu mai... Adică toate geamurile erau sparte. Am ieșit prin spate, prin portbagaj. Nu a pățit nimeni nimic decât prietena mea s-a lovit puțin la deget. Eu cumva, când am ieșit, eram pe geam, știi? Și nu știam cum să ies, să nu se spargă de tot și să mă duc, știi? Și din torpedou căzuse un briceag
așa, fix așa, prin pe lângă fața mea. Și nu, n-ai puțin, adică nu ai, cum să zic, nu trebuie să mergi la spital? Nu, să... nu. Cei doi au venit la cameră și au spus cu ce secrete participă. Uite că eu mă bucur că mi l-a spus, mă bucur că a avut oarecum încredere în mine și mi-a spus secretul ăsta, până când nici la familia ei, părinții ei, nu a spus lucrul ăsta și apreciez că a vrut să-mi spună mie secretul ăsta. Secretul lui Mihai este tot legat despre un accident, despre care am înțeles că știe doar o parte, adică o parte din frați. Știu că ai mei sunt foarte emotivi și știu că i-ar afecta orice dacă s-ar întâmpla cu mine sau cu unul din frații mei și am preferat să nu le spun lucrul ăsta. La fel și eu am preferat să nu le spun părinților mei atunci. Jurizarele revenea mamelor care au analizat fiecare secret. Secretul numărul 14. Yes. În urmă cu 5 ani a jucat pentru prima dată la aparate, după care, cu 3-4 luni înainte de a intra în competiție. Secretul 13. A fost agresată sexual, verbal, la vârsta de 9 ani de o persoană în vârstă de 40 și ceva de ani. Secretul numărul 12. Când a aflat că a fost înșelată, a vandalizat mașina fostului, după care a ars dovezile. Incriminatorii, alături de persoanele apropiate și s-a interesat la poliție dacă poate avea probleme din acest motiv. Da, secretul numărul 11, în urma unei parcări, într-un loc interzis, a rămas fără numerele la mașina închiriată și a continuat să meargă fără numere timp de o zi într-o țară străină. Secret 10. În urma discuției am aflat că a avut un accident de mașină, fiind de vină, a tăiat curba știind că prin zonă nu trece mașini, dar chiar atunci a trecut o mașină cu care s-a bușit, în mașina respectivă fiind o femeie cu un copil de 4 ani. Copilul era pe o canapea din fața dreapta. Mergând spre mașină în care era copilul, care să-l scoată, s-a lovit la mână și s-a tăiat la picior. Secretul 9. În urma discuției avută, am aflat că a avut un accident de mașină în care s-a răsturnat într-o râpă, iar un cuțit din torpedo i-a căzut pe lângă fată, ceea ce ar fi putut să-i facă un semn și să-i rămână cicatrice pe viață. Secretul numărul 8. În urma conversației avută, mi-a povestit o experiență marcantă din clasa a 6-a, având parte de răutăți din partea colegilor care făcuseră un grup în care spuneau că ar întreține relații intime și că ar presta servicii cu tent. Fiind un copil la o vârstă fragedă doar de 12 ani. Și această experiență a fost marcată și cu impact. Secret 7. În urma conversației am aflat despre un blocaj emoțional după moartea bunicii. Iar prin expunerea acestui secret și-a arătat partea emotivă de nedezvăluită până acum. Secret 6. În urma discuției avute, am aflat că a băut mai mult decât era cazul pentru o vârstă pe care o avea, 15 ani. Și nu i-a plăcut starea în care era și a dat seama că nu o să mai facă asta niciodată. Secret 5. În urma discuției avute, am aflat că a avut probleme cu consumul de substanțe interzise, moment în care se simțea bine și se crea o realitate falsă. Secret 4. În viața asta a activat timp de 2 săptămâni drept model videochat. Videochat. Da, secret 3. În urma unei experiențe trebuie să aibă o atenție deosebită la tot ce face, temându-se să nu se afle din nou în aceeași situație. Și-a mințit părinții, legat de studiile superioare și de locurile unde se afla. Secret 2. A fugit de acasă pentru că tatăl nu îi permitea să stea până seara târziu afară,
a ajuns să iasă pe geam și să nu mai aibă cum să intre înapoi în casă. Secret 1. Înainte de a intra în casă, a vorbit cu fata care trebuia să vină aici și a și bubuit o sex înainte. Până la urmă era stabilit și secretul câștigător. Ne-am hotărât la secretul 13. Secretul 13. A fost agresată sexual verbal la vârsta de 9 ani de o persoană în vârstă de 40 și ceva de ani. Ni s-a părut o poveste care a avut curaj să o spună și nouă ni s-a părut prea cea mai... Marcată și fata și noi. Da, acestea sunt secretele concurenților, mă rog, care au participat la test, pentru că, uite, au scăpat de pildă test. Ia să vedem cine a mai scăpat. Tu ce? Am și eu ceva de zis. Aulă. Acolo s-a zis că eu am fugit de acasă, nu am fugit. Ai plecat, dar fără să ne spui mamei și tate. Eu 2 ore. Deci ai fugit un pic de acasă, 2 ore. Da, așa. Fugit. Așa era scris Iza. Și Ramona. Tess și Ramona, voi ați scăpat. Și Dragoș, da? Uite, eu m-am uitat la băieți, nu știu de ce avea senzația că e un task doar pentru fete, pentru că probabil fetele sunt mai expresive când își povestesc lucruri din viață, da. Îți pare rău că n-ai participat? Da, că au mers la Tuzla. Aaa, trebuia să vii cu un secret foarte tare. Ramona, înțeleg că aveai un secret foarte tare. Da. Da? Și l-ai fi spus? Nu. Deci secret să fie. Bine. Mihai și Laura, v-am aflat și vouă secretele, dar înainte de secrete sau după ați fost la Dan Capatos la emisiune? Nu, noi când ne-am întors de la Capatos, de la emisiune, era dat drumul la task. Oamenii erau aici, curgeau secretele gârlă. Da, doar cum... Da, de o oră, cred. Nu aveam mult timp. Ia să vedem ce au făcut. Ei s-au pupat cu Capatos, așa, a fost și Raluca... Și s-au întâlnit și cu Cătălin Botezatu. Ia uite, domnule. Da, v-a plăcut? Da, foarte Cătălin Botezatu. Mă bucur că v-ați simțit bine. S-a anunțat și oficial că s-a deschis castingul pentru sezonul al 11-lea al emisiunii Mireasa. Știți, casting.1.ro. Asta ne însemnând că nu mai primim oameni pentru creștini ăștia de aici, da? Că vor și ei, și necreștini, mă scuzați, pentru oamenii ăștia de aici. Au și ei dreptul să cunoască persoane dispuse să se îndrăgostească, mai ales că la ora actuală avem doar 2 cupluri. Și uite cât sunteți. 16. Și uitați cât sunteți, da? Nu mai avem loc pe canapele, dar avem doar 2 cupluri. Poate cine știe, la petrecerea din această săptămână se mai leagă ceva. Merge.